Directorul general Baird pentru Europa de Est și Caucaz, Mateo Patrone, este așteptat la Chișinău luna octombrie pentru a semna un acord de împrumut cu Republica Moldova și anume documentul în sumă de circa 24 de milioane de euro, bani adiționali la cei 27.500 de milioane de euro care sunt dedicați pentru reconstrucția infrastructurii feroviare din țara noastră. Anunțul a fost făcut de ministrul infrastructurii Andrei Spânu. Începem săptămâna cu vești bune, planul de reabilitare a tronsonului de cale ferată Bender-Căușeni-Basarabeasca-Etulia Giurgiu Lești se conturează tot mai mult. Astăzi, președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul privind inițierea negocierilor și aprobarea semnării amendamentului numărul 2 la acordul de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Dezvoltare, în vederea realizării proiectului de achiziție a locomotivelor și de restructurarea infrastructurii feroviare, a mai menționat ministrul Spânu.